Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. Vreau să fii nevasta mea. For my darling, I love you. Dacă până acum Renata era în al nouălea cer și visa că va deveni mireasa lui Leo, astăzi s-a răzgândit și este foc și pară pentru că Leo i-a cerut să părăsească locuința în care au stat împreună. Ce simți acum, Renata, că ți-ai lucrurile și o să pleci? O mare ușurare. Ne-am despărțit din nou. Când s-a produs această despărțire? Ieri. Crezi că nu ai nicio vină? Păi la fiecare ceartă, adică nu am avut vreo vină. Pur și simplu, nu știu, plictiseala, stresul, cred că îi spun cuvântul în privința lui Leo, bineînțeles. Crezi că anturajul este o cauză importantă a despărțirii voastre? Da, are niște prieteni minunați. Între ghilimele? Da, care, mă rog, nu știu ce interes au la el sau au avut. Vorbeau destul de aiurea. Despre tine, nu? Da, când mă întâlneam eu cu ei, mie îmi spuneau ceva despre el. Când se întâlneau cu el, lui spuneau despre mine. Adică răutăți din astea, știi, cărcotași. Eram convinsă că noi nu o să ne căsătorim niciodată și așa mai departe. Ce să mai... Ce a fost, a fost, asta e. El de Crăciun a fost foarte amabil, foarte drăguț și sub brad ți-a lăsat un plic consistent, să zic, substanțial, cu o sumă substanțială, 5.000 de euro. Hai, nu vreau să mai vorbesc despre cadouri, despre ce a fost, a fost, să fie el sănătos și să nu se mai streseze atât de des, fără motiv. Mai ales că nu mai e cu mine, că tot dădea vina pe mine că eu îl stresez și că le enervez și că îl supăr. Ce motiv mai are acum? Nu știu nici eu ce-i făceam. Problema era că Renata e motivul la orice. Renata mă supără, Renata nu știu ce. Eu nu l-am supărat cu nimic. N-am lipsit nicio noapte de acasă, nu am făcut ceva ca să îl supăr. Pur și simplu se supără singur, își face numai filme în cap, are o imaginație destul de bogată, dar asta aici a fost, a fost. Este capăt de drum sau mai sunt șanse, speranțe să vă reîmpăcați? Zici-mă că nu pot să vorbesc din punctul lui de vedere, dar din partea mea, cred că da.